Nu găsim noi un om corespunzător pentru municipiul ăsta. De ce? Păi dacă toți sunt săraci prinși cu mangla asta, cu, adică s-a atras de societatea asta murdară, grea, care ne apasă pe toți. Nu știu, nu văd. Să vedem cine o candida și ne orientăm la vremea respectivă. Bine ar fi să nimerim un om ca lumea. Păi nu mai bărim, nu mai avem încredere în nimeni azi. Nimeni? În cine am avut încredere, ne-a dezamăgit. Așa că, bă, bârlă, să zic, bă, domnul, bârlă. Pe următorul primar al Buzăului, deocamdată nu pot să dau un verdict categoric, pentru că toți sunt hoți! Toți sunt hoți? Toți! Păi și ce, poate vine unul care nu-i hoț. Ce, nu are cum să vii în țara asta, trebuie să vii un Vlad Țepeș. Ăla, ca să le taie gâtul, să-i tragă în țeapă. Pentru că așa am ajuns țara asta, de râs, România asta. Tot care este e același. Nu vă scodă. Da, face treabă bună, drumul, da. Nu mai aveți încredere? Eu știu. Nu. Nu, pentru că s-a dovedit că cine vine doar ca să fure. Acum nu-l fi toți, știți cum e, nu-l fi toți porniți pe toți. Nu sunt toți porniți pe furăcine, dar să mânjesc în momentul în care ajung la putere. E o boală românească asta, să fii la putere. Să fii la putere ca să poți să te ajungi. Că doar 4 ani ține. Cu Cezar Preda. Nu prea mă pricep la politică, dar oricum... Cristian Preda. Domnul Cezar Preda? Da. Pe mine. Ce ați face dumneavoastră? Ce atu ați avea? Ca să fiți un primar. În primul rând aș da hoțe la o parte din țară. Ați fi cinstit. Așa. Și pe urmă am rezolvat toate problemele săracilor. Eu, după mine, aș spune un primar cinstit și corect, nu cum a fost până acum. A făcut numai pentru ei și pentru... Asta ar fi principala calitate a unui primar, da, cinstit. Da, cinstit și corect, să facă ceva pentru oraș. A făcut totuși, nu dânsul, administrație, dar ar trebui să nu mai facă ce a făcut. Și pe sus, dar și pe la noi, pe aici. Mă gândeam la domnul Baltă, dacă era... pe mine, așa că are experiență, munca de edilitar. Eu sunt un pic implicat în rezolvarea problemei cățeilor străzii. Aș dori ca viitorul primar să fie mult mai cooperant și mai comunicativ. Printre altele și pe această problemă, care este o problemă importantă. Și eu zic că având o comunicare cu toate categoriile, o comunicare directă. Nu știu, așa cum a avut-o și domnul primar Boșcodeală la începutul mandatului dumnealui, 2-3 ani, cred că problemele ar merge mai bine. Nu știu cum s-ar putea face o consultare a categoriilor de populație care au probleme. Nu, sincer să fiu, nu știu pe cine aș vrea primar. Poate pe mine. Ce ați face dumneavoastră ca dacă ați fi primar? Eu știu, care ar fi principalul atual dumneavoastră? În primul rând aș face în așa fel încât să fie ordine și liniște în oraș. Să poți să te duci cu copiii la plimbare și seara. Eu am trăit în tinerețe, mă duceam noaptea la 11-12 la plimbare în crâng și nu mi-era frică de nimeni. Acum ți-e frică să ieși din bloc. Cine să zică e primar? Că ne-am obișnuit cu toți care avem acum. Nu mai avem nicio încredere în nimeni. Nimeni. Chiar în nimeni. Păi de ce? Păi nu se vede. Ce trebuie să vă mai spun mai mult? Cine ajunge la putere e primul care pune mâna. Așa fac românii în general, eu știu. Nu știu. Dar la noi e obiceiul ăsta prost.